Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Andreea Mănescu, traducătoarea cărții Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, de Tocopa Turner. Andreea Mănescu este psihoterapeut de orientare analitică, are propriul ei podcast intitulat Pe deplin, pe care îl creează cu o colegă ce tocmai a terminat facultatea de psihologie și de asemenea Andreea Mănescu ține și un cerc de femei care se numește Branci la Templu. Iată un subiect, aș spune eu, foarte frumos pe măsura cărții despre care povestim astăzi, apartenența. Andreea, la începutul discuției noastre, aș vrea să te întreb și din perspectiva psihoterapeutului, ce este de fapt apartenența ca definire psihologică? Salutări, Sorin, și salutări și celor care ne ascultă. Apartenența este un sentiment foarte amplu, foarte ramificat, așa, și pentru fiecare dintre noi are o nuanță, cred, o nuanță a trăirii un pic diferită. Însă, așa, în general, a zice că sentimentul de apartenență are de-a face cu a ne simți acasă. Acasă în noi înșine, noi însene, acasă în viața pe care o trăim, acasă cu oamenii care sunt în jurul nostru. Deci acest sentiment că aparținem unui loc, că facem parte din povestea unui loc, că facem parte din povestea vieții noastre, că suntem incluși. Ar putea omul contemporan să trăiască fără acest, hai să-i spunem, sentiment de apartenență, mergând, bineînțeles, de la ideea principală, de fapt, că suntem ființe sociale? De putut ar putea, dar cu niște urmări. Adică sentimentul ăsta de izolare interioară se întâlnește foarte des. Eu îl văd foarte des în mulți dintre oamenii cu care lucrez și chiar între oamenii cu care interacționez și în plan personal. Adică de negăsirea locului, negăsirea... Însă oamenii merg în continuare așa cu viețile lor până într-un punct când la un moment dat din interior ceva zice nu mai... Nu se mai poate așa. Și apare un fel de criză sau un moment din ăsta de disrupere. Mă gândesc că, referitor la ce ai spus puțin mai devreme legat de sens, cred că sentimentul de apartenență este unul care, de altfel, dă și sens vieții noastre. Dacă punem în contrapondere versus izolare socială. E greu probabil să trăim de unii singuri sau să avem sentimentul că nu aparținem cuiva. Copilul mic încă de la creșă, încă de la grădiniță, merge pentru prima dată în colectivitate, merge într-un cerc, într-un grup, microgrup. E microgrupul de apartenență. Clasa de la grădiniță sau de la școală. Bineînțeles că după aceea viața ne poartă mai departe, școala primară, gimnaziu, liceu, facultate, job și tot felul de alte formări pe care noi le avem, da? Și tot felul de cursuri, unde interacționăm cu foarte multă lume și probabil că și interacțiunea socială are legătură cu sentimentul de apartenență. Nu mai zic că cred că cel mai important este ca sentiment de apartenență să aparții unei, să simți de fapt că aparții unei familii. Că aparții, eu știu, apoi unei nații, unei națiuni, unui popor și așa mai departe. Tocopa vorbește foarte mult în carte despre falsa apartenență. Și cum, într-adevăr, dorința asta noastră de a fi integrați social, uneori ne contorsionează în niște forme care nu ne sunt proprii. Și atunci aparținem, dar nu chiar. Adică e o apartenență falsă, nu este apartenența
la care am tânji, de fapt. Autentică. Autentică, da, exact. Să fim așa cum suntem, să fim văzuți și primiți așa cum suntem, nu pentru că îndeplinim anumite criterii și suntem acceptați sau incluși pentru că îndeplinim anumite criterii, ci pur și simplu pentru că suntem așa cum suntem. Da. Și scuze, spune. Da, te rog, continuă-ți ideea, da. Vreau să mai zic asta, că ea merge până la a zice că apartenența este la viață, a simți că aparținem vieții, că nu suntem în afara vieții, dincolo de a aparține unui cuplu sau unei familii sau unui anumit spațiu cultural, ajungem să simțim că aparținem însăși vieții care se manifestă peste tot. În timp ce te ascultam și ai vorbit despre falsa apartenență, pentru că de cele mai multe ori am acest obicei de a încerca să aduc exemple sau împreună cu invitatul să aducem exemple cât mai concrete din viața reală pentru cititori și pentru cei care ne urmăresc, și mă gândeam, mi-a venit ideea asta, mă gândeam în timp ce vorbeai despre falsa apartenență, ideea asta de adolescent care, să spunem, iese din mediul familial și își dorește foarte mult, conform cu cristalizarea propriei personalități, să aparțină unui grup, uh-huh, pe care îl putem numi de cele mai multe ori gașcă. Uh-huh. Da? Fac și o parte din gașca respectivă și îmi doresc atât de mult validarea din partea liderului găștii, din partea celorlalți membri, încât eu apelez la niște lucruri care nu îmi sunt caracteristice mie. Adică, nu știu, să spunem, consum alcool sau fumez pentru că o fac și ceilalți membri, dar nu pentru că reprezintă în sine o valoare caracteristică mie. Există cărți care îți transformă viața pentru totdeauna, iar această carte, Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, este, am putea spune, este una dintre ele. În cel mai pur stil poetic, tandru, dar clarificator și plin de imagini trezitoare de sens. Iată o carte, așa cum spuneam, o carte foarte importantă și un subiect la fel de cu sens, un subiect semnificativ și despre care nu prea se vorbește. Care sunt pilonii apartenenței, așa cum îi tratează autoarea? Uh-huh. Multe capitole sunt din sfera asta a lucrului interior. Deci pentru a ajunge să accesăm sentimentul ăsta de apartenență, mai întâi zice ea să facem niște lucruri interior. Desprinderea de această falsă apartenență este unul dintre primii pași. Să vedem ce este al nostru, ce este preluat din afară. Apoi, alt lucru interior este să ne reconectăm cu dorul nostru. Ce fel de viață ne este dor să trăim? Poate niște pasiuni uitate sau îngropate sunt pe acolo, sau poate un anumit stil de viață sau o viață mai creativă, mai artistic într-un fel, sau poate dimpotrivă, complet invers. Ideea este doar să ne reconectăm cu ce ne este propriu. Și asta putem face urmărindu-ne dorul, de ce anume ne este dor. Deci pilonul principal este întâi lucrul interior, explorările astea interioare. Apoi tot parte din explorările astea interioare este și confruntarea cu
ea le spune inițieri în exil, confruntarea cu zonele astea din interior în care, în care nu ne place de noi sau în care suntem vizitați așa de niște oaspeți întunecați sau văzuți ca fiind negativi, nu știu cum ar fi nerăbdarea sau furia. Deci confruntarea și cu zonele astea, tristețea, cu zonele astea mai puțin plăcute. Și după acest lucru interior, care, sigur, continuă cam tot timpul, adică e ceva care se întâmplă în viața noastră, ajunge să fie parte din viața noastră, nu e o parte din viața noastră, am lucrat la mine și după aceea s-a desfășurat viața. Se întâmplă simultan. Și după aceea este crearea unei comunități. Exersarea acestor competențe ale apartenenței într-o comunitate. Ea asta spune foarte frumos că apartenența este o serie de competențe. Deci nu e ceva ce avem sau nu avem, ci este ceva ce putem dezvolta. Un soi de limbaj pe care le învățăm. Mm-hmm. Exact. Exact. În timp ce te ascultam, mă gândeam de asemenea la subtitlul cărții, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, și mă gândeam că conectarea cu ceilalți e foarte importantă, cred că o putem realiza, cu natura de asemenea, și se vorbește în ultimii ani, să spunem, foarte, foarte mult și în cercuri de femei, dar și în cercuri de bărbați, despre reconectarea cu natura, care este foarte importantă, cumva o întoarcere din acestea ancestrală în timpuri imemoriale, reconectarea noastră cu natura. Dar mă gândeam că reconectarea cu noi înșine mi se pare cea mai dificilă misiune, pentru că exact cum spui tu, nu știm peste ce umbre și peste ce întuneric putem da acolo. De asta poate că există din partea unor persoane această frică, această teamă de a fi eu cu mine însumi în singurătate și să-mi dau seama că sunt într-o zonă de disconfort și că nu sunt într-o zonă foarte confortabilă atunci când sunt doar eu cu mine. Orică nu am răbdare, orică mă plictisesc, orică nu mă regăsesc, orică să mă uit, singur mă uit într-o oglindă în care nu-mi prea place ceea ce văd. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa este, da. Confruntarea cu propria persoană și cu ce e în interior este provocator și ai nevoie de un strop de curaj. Și poate că ăsta e și motivul, apropo de falsa apartenență, acesta este și motivul, și aici o să fac o mică referire la ultimii doi ani și jumătate de pandemie, în care am fost nevoiți să stăm singuri sau să stăm cu cei dragi, da? Nefiind de fapt obișnuiți, pentru că noi căutam acele supape de ieșire prin conectarea cu ceilalți, da? Nu am chef să stau singur în casă cu mine însumi sau poate nu vreau să stau cu soția și cu copii, merg la serviciu, schimb deja cadrul și decorul și poate după amiază sau spre seară mă întâlnesc cu câțiva prieteni la o terasă. Să fii tot timpul în acea conexiune care nu este neapărat autentică cu ceilalți, doar de teama de a nu rămâne singur. Așa este, așa este. Avem tot felul de mecanisme din astea. Să le spunem de apărare. Unele mai ușor de dibuit, exact. Altele mai puțin ușor de dibuit, de a evita contactul ăsta direct cu noi înșine. Ce aduce perspectiva lui Tocopa Turner aparte asupra apartenenței, dacă stăm să facem această punte, aș spune eu, între psihologie
și, să spunem, alte zone de spiritualitate, pentru că ea, Tocopatârnu, este autor, este mistic și lucrător cu visele din școala junghiană. Păi, aș zice că perspectiva ei, în primul rând, este diferită prin faptul că spune chiar asta, că nu e ceva ce avem sau ceva ce nu avem, apartenența, ci ceva ce putem dezvolta. Adică e ca un limbaj, cum ai spus tu, este un limbaj pe care îl putem învăța. Și putem face asta, în primul rând, învățându-ne limbajul nostru interior, adică cum ne vorbește sinele nostru dinăuntru, ce se întâmplă acolo. Și pe măsură ce devenim mai pricepuți așa în acest dialog între interior și exterior, cu cât facem asta mai mult, cu atât suntem mai pricepuți și cu atât ne putem deschide mai mult și către interacțiuni semnificative și către un sens mai profund al vieții noastre, către a face lucruri care sunt cu adevărat aducătoare de sens pentru noi. Da. Și ea îmbină foarte frumos zona asta psihologică, adică lucru pe care îl faci cu propriul psihic, singur sau singură sau însoțit de un ghid, și dimensiunea spirituală. Ea este cumva, face parte și dintr-una și din cealaltă și aduce perspective și din lucru psihologic și din spiritualitate. Și da, sunt amândouă sunt esențiale și importante, pentru că da, lucru cu propriul psihic este dimensiunea individuală. Și conectarea spirituală este dimensiunea mai mare, acel ceva mai mare. Și apartenența ultimă, într-un fel, este la acest ceva mai mare. Tu ai citit, înainte de a te apuca de traducerea acestei cărți, tu ai citit cartea în engleză și apoi ai tradus-o. Cum ai simțit și cum ai rezonat cu cartea și implicit cu autoarea cărții? Am rezonat foarte, foarte mult. A fost așa una din cărțile la care mă tot întorceam. Deci după ce am citit-o era așa ca un fel de o țineam pe aproape la îndemână și când nu mă simțeam în apele mele mă duceam și mai citeam ceva de acolo. Și sunt unele cărți care au darul ăsta pentru mine. Pur și simplu să mă... Însă și faptul că citesc o pagină mă ajută să ajung într-un alt spațiu mental. Și da, mi-a plăcut foarte mult îmbinarea asta între psihologie și spiritualitate. Am rezonat foarte mult și cu faptul că ea are și o mică descendență junghiană. Și autorii pe care îi numeam erau foarte familiari și referințele la sufism de asemenea mă regăseam, adică mi-era un simțeam că aparțin că sunt da, că rezonează felul în care își pune ea problema asupra apartenenței și cum vedeam și eu lucrurile. Și sentimentul ăsta de exil, cu asta am rezonat foarte puternic, așa, de sunt... nu sunt parte din viață, de fapt, că nu sunt undeva în afară sau pe din afară. Asta a fost un loc din interiorul meu în care... când ajungeam, era foarte greu. Că nu știam unde am ajuns, de ce am ajuns acolo și ce să fac acolo. Și m-a ajutat foarte mult să văd că și ea vorbește despre asta și că este o experiență mai comună decât mi-aș fi imaginat.
Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Andreea Mănescu, traducătoarea cărții despre care am povestit astăzi, Apartenența. Cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, de Tocopa Turner, o carte publicată în colecția Alter Ego. Andreea Mănescu, traducător, psihoterapeut de orientare analitică, a fost alături de noi și mulțumim foarte mult. Noi venim cu această recomandare de carte, vi-o recomandăm cu drag, pentru că, așa cum spunea și Andreea, este o carte foarte importantă, dar cu care cu siguranță veți rezona și cu partea ei, să spunem, spirituală, dar și cu cea psihologică. Și vă invităm la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul de YouTube al editurii Herald. Vă mulțumim încă o dată foarte mult, să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc mult! La revedere!